Bună ziua și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și pentru interes și doresc să urez bun venit noilor abonați. Am ajuns și la ultima zodie care va încheia seria citirilor pentru luna august în zona dragostei și a iubirii și aceasta este zodia Berbec. Zodie de foc care începe din 21 martie și ține până în 20 aprilie. Dar înainte de a începe și de a trece la citirea propriu-zisă, aș dori să vă spun câteva lucruri despre această minunată piatră pe care, după cum vedeți, am introdus-o în citirile noastre pentru luna august, alături de roscoarțul și ametistul pe care deja le cunoașteți și aceasta este aventurinul verde. Astăzi vă voi face cunoștință, deci, cu aventurinul verde. Aceasta mai este denumită și piatra oportunităților pentru că poate să alinieze planurile în așa fel încât să atragă succesul și norocul. Aventurinul conține particule de cuarț, ceea ce ajută la creativitate și imaginație. De asemenea, poate să ajute în plan mental, ne dă o putere de concentrare mai mare și de claritate asupra lucrurilor și asupra aspectelor vieții. Această piatră se aliniază cu chakra inimii. Aventurinul verde ne poate ajuta în a găsi tiparul corespunzător fiecăruia dintre noi pe care trebuie să-l urmăm în viață, astfel încât pașii pe care trebuie să-i urmăm să se alinieze cu energia oportunităților și a succeselor. Câteva sfaturi în legătură cu această piatră. Poartă cu tine o piatră de aventurin verde atunci când mergi la un interviu pentru un job pentru a ridica șansele de a fi angajat. Sau atunci când mergi la o întâlnire pentru ca întâlnirea să decurgă într-un mod plăcut și armonios. Este deseori folosită pentru protecție. Cuarțul dinăuntrul aventurinului îi dă o abilitate de a amplifica energia. Este ca un pod între conexiunile minții și a corpului, între ego și spirit, între feminin și masculin. Mai este considerată și piatra norocului pentru că poate crește favorabil șansele la jocurile de noroc. Aceasta nu înseamnă că noi vă îndemnăm să jucați la jocurile de noroc, este la latitudinea fiecăruia dintre voi dacă o veți face sau nu. Poate ajuta de asemenea să îmbrățișăm mai ușor schimbările, pentru că este de știut faptul că orice fel de schimbare uneori se realizează mai greu și ne ajută la a lăsa în urmă vechile obiceiuri și a îmbrățișa noul. Este o piatră a optimismului, având puterea de a întoarce situațiile negative în unele pozitive. Cam atât despre aventurinul verde. Acum vom extrage o carte pentru voi, Berbec. Vom vedea care este ea și ce mesaje are de transmis. Și aceasta este finanțe și carieră. Mesajul cărții este: problemele financiare reprezintă un factor important în viața ta amoroasă actuală. Banii și dragostea au fost legate dintotdeauna, iar această carte indică această corelație. Îngerii romantici doresc să descâlcească aceste probleme din plan financiar sau al carierei, astfel încât să te poți bucura de fiecare aspect al vieții, inclusiv pe plan romantic. În timp ce munca poate fi o sursă și devenit, ea trebuie să fie echilibrată cu alte aspecte ale iubirii, cum ar fi jocul și râsul. Bineînțeles, munca este în prim plan o sursă de venit, apoi o sursă de satisfacție. Ai primit această carte, Berbec, pentru că ai putea beneficia de ajutor din partea îngerilor. Cheamă-i pe îngeri și roagă-i să-ți ridice nivelul energiei pozitive și să te ajute pe plan financiar al carierei,
al dragostei și în orice altceva ce ți-ar putea aduce pace în suflet, dar și în relația de cuplu. Încrede-te în îngeri, după cum spuneam, și cere-le ajutorul. Roagă-i să fie de partea ta pe tot parcursul procesului și să te ajute până la final. Cam acestea au fost recomandările pentru voi, Berbec, pentru luna august. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă doresc multă iubire, multă înțelegere și multă înțelepciune. Numai bine!